Diagnosticarea cauzei acestei probleme nu este întotdeauna simplă. Există mulți factori diferiți în joc și mai multe probleme pot apărea simultan. În esență, căderea prematură a mărului este atunci când fructele cad înainte de perioada de recoltare preconizată, înainte ca acestea să fie complet coapte. Unele soiuri de mere sunt mai înclinate în mod natural decât altele să-și piardă fructele prematur. De exemplu, soiul Red Delicios este mai puțin predispus la cădere prematură, în timp ce soiul Jonathan este mai predispus la cădere. În cele mai multe cazuri, copacul fructifică mai mult decât poate susține metabolic pe termen lung. Planta pur și simplu nu mai poate furniza suficientă energie pentru a susține dezvoltarea fiecărei măr, pentru a-și atinge potențialul de dimensiune maximă. Drept urmare, planta ajunge să arunce imediat câteva fructe. Atunci când faceți primăvara tăieri abundente la mugurii de frunze, se duce frunzișul pentru o fotosinteză adecvată, ceea ce obligă copacul să arunce niște mere în exces, pentru care nu va putea furniza carbohidrații necesari. Aplicarea indirectă a herbicidelor pe umăr poate acționa ca un factor de stres fiziologic pentru plantă, ceea ce poate duce la căderea prematură a merelor. Temperaturile calde, timpurii sau căldura extremă pot stimula producția de etilenă, ceea ce reduce creșterea în această perioadă stresantă. Dar odată cu această creștere redusă, vine și o maturare crescută care poate declanșa căderea prematură a fructelor. Chiar și nopțile calde pot declanșa o respirație celulară semnificativă în fructe, scăzând nivelurile de carbohidrat suficient pentru a justifica ejectarea lor timpurie. Mergând adesea mână-mână cu temperaturile ridicate, deficiența de apă este încă un alt factor de stres care poate determina un măr să renunțe mai devreme la fructele sale. Alte motive sunt boli și dăunători care atacă atât frunzele cât și fructele sau vânturi puternice.